Bună! Bună! Ce faceți? Deocamdată suntem singuri, așteptăm să veniți câțiva, câți sunteți disponibili. Bună! Avem 9 urmăritori. Facem acest live pentru că în 50 de minute începe primul episod din O grămadă de caramele pe Antena 1! Fiți atenți, e premiera absolută, da? Doar primul episod o să se difuzeze pe Antena 1, iar de mâine totul o să se rea. Episodul 1 se va da și pe Happy Channel de la ora 18, iar de la 19 continuă cu episodul 2, doar pe Happy. De săptămâna viitoare continuăm luni episodul 3 și episodul 4 marți, de la ora 19. Ascultăm și genericul? Da. Suntem in the mood. Ce să vă mai spun? Voiam să mai zic ceva. Hai să le zicem ceva. Ai zis când o să fie reluare? Nu, zi tu de reluare. În mod normal, reluările vor fi seara la 11.45, adică la 12 fără un sfert, noaptea. Amiez nopții. Iar episoadele astea nu se vor da pe YouTube, vor fi doar pentru TV. Deci doar pe Happy Channel o să le vedeți. Așa că vă sfătuim să vă uitați, să știți exact ce se întâmplă cu povestea. Ce se întâmplă, da. Pentru că altfel nu o să știți. Lucruri noi. Apar personaje noi. Bănuiesc că deja ați văzut promurile. Uite, pe YouTube nu îl puneți. Nu va fi pe YouTube, pe canal oficial. E un serial produs exclusiv pentru TV. Pentru că este foarte lung, într-adevăr. Durează 40-45 de minute. Ups. Aură, trebuie să punem... Nu mai am baterie. Mă duc repede. Deci poate se întrerupe live-ul din cauza ta, Chris. Gata, să rămâi cu mine, Chris a plecat. Hai să vorbim. Pe Antena Play. Pe Antena Play, din câte știu... E posibil, dar oricum nu acum. Ce putem să vă mai spunem este că telefonul e filmat tot cu iPhone-ul, da? Tot telefonul cu... e filmat cu iPhone-ul? A, telefonul e filmat cu telefonul ăsta, am zis? Serialul este filmat cu telefonul. Așa. Bună tuturor, bună! Hai că deja ne strângem. Ce se întâmplă cu Victor și Miruna? Păi se vor întâmpla o grămadă de lucruri. Vă lăsăm pe voi să descoperiți exact. Oricum, dacă ați văzut 6 clipe fără ea, Victor a trecut printr-o perioadă din nou foarte grea după momentul în care a văzut-o din nou pe Zorica. Nu știe dacă totul se întâmplă în capul lui sau nu. Vom afla niște vești fabuloase despre Zorica și ce legătură are Zorica cu Victor și cu toată familia. După cum spuneam, apar personaje noi. Cine știe, poate personaje din trecutul lui Victor? Apare acum pe Antena 1, deci doar acum, primul episod la 6 fără 10, 6 fără 10, da? Acum, în 50 de, da, mai 45 puțin. De minuțele. 45 de minute, da? Dați deja pe Antena 1, iar de mâine episodul 2 se va da pe Happy de la 19, dar dacă nu ați văzut episodul 1, o să-l vedeți acum, astăzi, puteți să-l vedeți mâine pe Happy de la ora 18. Și episoadele se vor difuza... luni și marți, de la ora 19, câte un episod, și reluarea va fi tot luni și marți, de la ora 23.45. Mulțumim mult, Maria, o să ne iubim mult toată viața. Și noi sperăm să vedeți episoadele, sperăm să fiți în fața televizoarelor la ora 7. Ce nervos e Victor în seara. Victor e foarte nervos tot timpul, așa, asta am observat și eu, dar are și motive, ați văzut oricum că are motive. Oricum, el e mai golan, dacă ar fi să... Mi-a fost destul de greu să joc acest person. De fapt, încă îl jucăm. Noi încă filmăm pentru sezonul 2, din O grămadă de caramele. Toate astea se vor da în această toarnă, sezonul 1, sezonul 2. Bravo. Scuze. S-a distrus Chris. Am avut intenții bune. Salutări tuturor. Mulțumim. Și noi avem emoții mari, noi am văzut primul episod, în rest n-am văzut episodul 2-3, evident că știm povestea, știm scenariul, noi știm am ce filmat, se întâmplă. Dar una e să filmezi și alta e să vezi cum iese pe TV, mai ales că atunci totul e, sunetul e mixat, e colorizat, arată într-un fel. Și... Abia aștept să vadă sfârșitul sezonului, primului sezon.
Mi-aș fi dorit să puteți să vedeți cum se filmează serialul ăsta, pentru că e foarte amuzant. E, imaginați-vă un stabilizator, un gimbal, da, un băț, fel de selfie stick, dar mă rog, nu e un selfie stick, pentru că are și giroscop, da? Pui telefonul și efectiv îl ține stabil, tu faci așa cu giroscopul ăla, cu mâneruțul ăla. Am zis fact up, în fine. Da? Și efectiv telefonul stă drept, nu se mișcă. Și poți să faci o grămadă de mișcări pe care cu o cameră profesională faci mult mai greu. Îți trebuie trav, îți trebuie anumite echipamente care, da, una la mână costă foarte mult, doi la mână sunt foarte mari și până le montezi, până faci o repetiție, să vezi că totul e bine. Stilul în care am filmat noi pentru pariu. Da. Ne întreabă cineva care a fost cea mai grea secvență de filmat. 45 de minute durează, am văzut acolo, între 40-45 în funcție de episod. Care a fost cea mai grea secvență? Cea mai grea secvență are loc chiar în primul episod. Victor, ați văzut în promo, cred că deja nu e spoiler. În fine, trece printr-un moment de cumpănă și decide, mă rog, se gândește dacă se mai continuă viața sau nu pentru el. E un lucru greu de jucat, pentru că trebuie să crezi că îți dorești să faci asta, tu interpretând acel rol. Trebuie să te pui în pielea personajului, să ai un background, să știi exact ce e în capul lui, de ce vrea să facă asta. Sunt o grămadă de lucruri, e foarte greu. E ca și cum citești o carte în detaliu și știi după să o povestești oricui exact cu tot ce s-a întâmplat, cu dată, oră, unde a fost personajul respectiv. Asta trebuie să știi despre personajul pe care îl interpretezi, altfel o să ai niște lacune pe care nu o să ți le umple nimeni și atunci clar nu o să știi ce să zici, o să zici, păi și eu de ce vreau să fac asta, adică nu înțeleg, chiar trebuie, adică bine, hai să încercăm. Nu e ușor și într-adevăr timpul a fost foarte scurt, ne-am filmat foarte repede episoadele astea, încă mai avem de filmat și avem și alte surprize, dar într-un alt live. Cea mai grea secvență din punctul meu de vedere a fost o secvență pe care am jucat-o împreună, în sezonul 2 deja. De-aia nu pot să vă spun nimic despre ea. Tot ce pot să spun este că e un moment de cumpănă în relația dintre Victor și Victor și Miruna. Și este un moment foarte sensibil și foarte emoționant și a fost așa. Păcă te-a marcat deja. A fost greu de jucat. Dar frumos. Pot să zic și eu că sunt și anumite secvențe foarte drăguțe și sigur o să vă placă, sigur o să ne scrieți după acele secvențe. Dar nu o să spunem nimic. Știu că v-ați dorit de mult să ne vedeți în acea ipostază. Ce? Asta e o vorbă pe care o avem noi când cineva zice ori o prostioară, ori ceva, nu știu. Ce? O să vedeți, o să vedeți. Se întâmplă foarte multe lucruri interesante. Am avut și deplasări. Tot încerc să vă dau așa câte un indiciu, dar n-are rost. O să vedeți episoadele, deja începe, deci luni, marți trebuie să fiți pe happy să vedeți episoadele. Gata, aveți program, a început școala, veniți de la școală, faceți temele mai târziu. Doamne, dacă se uită părinții acum, nu, faceți temele cât puteți de repede. Ca să scăpați de ele, să puteți să vă uitați la serial. Eu așa făceam. Ce program e? Happy Channel, fosta Euforia a Antenei. Fosta Euforia. Da, de mâine. Dar astăzi primul episod îl puteți urmări exact, pe da, Antena da. 1 de la 6 fără 10, adică în 40 de minute. Cineva a scris Forța Stea. Da. Ah, ok. 3-0, frumos. Ce ne uităm deci? Cu drag. A fost. Lasă-mă, okay. Nu trebuie să intrăm în acest moment. Abia aștept și eu și noi lor, abia așteptăm. Hei, bună, vă pupăm. Bună! Ce să vă mai spunem? Piesele pe care o să le auziți în serial sunt compuse de prietenul nostru de mult timp, Bubu, Mihai Cernea, și prietenul nostru, Cristi Comaroni, alături de care am și încântat în multe concerte cu Lala Ben și cu One. Sunt foarte talentați și muncesc foarte mult, afară că au compus piesele astea, au și multe alte concerte, dar o să vedeți ce a reușit și Bubu să facă, coloane sonore spectaculoase. El a făcut și pentru Când mama nu e acasă și pentru 6 clipe fără ea. Urmează foarte multe surprize, adică... Plus că avem, echipa e formată din prieteni dragi cu care am mai lucrat și sunt și oameni noi. E o echipă tânără și o echipă care își dorește să facă lucruri interesante și exact cum ne așteptam, doamna Ruxandra Ion a pus pariu că o să fie prima care face un serial pentru TV, filmat cu telefonul mobil, și chiar așa a fost.
Bineînțeles că multe s-au făcut pentru online, nu suntem primi, dar pentru TV, da. Asta da, în România nu s-a mai făcut. Și probabil că nu o să vă dați seama, în anumite cadre se vede atât de bine încât o să ziceți, hai mă, că n-am filmat cu telefon. Spuneați cu telefon. Da. Sunt cadre și cadre, sunt momente când mai zici, momente când nu, dar important e că poți să intri cu telefonul mobil și într-un dulap, poți să intri și într-un beci, cu o cameră n-ai cum, efectiv n-ai cum, cu telefonul mobil, gata. Lumea la un dat zicea că face mișto, de cum, voi filmați un serial pentru TV? Da, cu chestiile astea, zic, da, cu asta filmăm. Sunt multe întrebări pe care le puneți și încerc să le țin minte pe parcurs. Și nu vreau să le întrerup nici pe Vlad. Ne-am strâns destui, suntem mulți. Deci, să reluăm. Începe în câteva minute, mai sunt 30 de minute, începe primul episod din O grămadă de caramele pe Antena 1, doar primul episod. Deci doar primul episod. După care, de mâine, de la ora 19, continuăm. Mâine, în schimb, Happy Channel. Pe Happy Channel. Mâine, în schimb, va continua pe Happy, mă rog, se va redifuza episodul 1 pentru